trecerea revista istoriei orașului Roma, în care, sigur că toate evenimentele istorice de-a lungul timpului, referitor la noi la Daci, au avut și legătură cu Daci. Traian, care ocupa Dacia în 105-106, deci chiar au fost războaie și de începutul 101-102, transformând provincia în provincie romană, din teritoriul actual al României și atunci al Daciei, a reușit să ocupe 14,5% suprafață care, din punct de vedere economic, era cea mai importantă din suprafața Daciei. Iată, ne aflăm a treia oară la Roma, la acest festival minunat care se află aici pe Circul Maximum. Suntem iarăși cu Asociația Culturală Valea Dacilor. În acest an am venit cu un grup de 40 de persoane, am încercat să schimbăm un pic, timp de 2 ani am fost călușari, anul acesta am venit îmbrăcați în costume dacice, pentru că sunt de acolo, de la noi, trebuie să venim cu aceste costume originale ale noastre și avem ce arăta. Dacia liberă! Dacia liberă! Ed è proprio dalla Romania che proviene la Dea Roma, eletta quest'anno, la nostra Alexandra Postelnicu, che si è distinta tra tutte le ragazze delle nazioni che un tempo appartennero all'impero romano, non soltanto per bellezza ma anche per conoscenza della storia dell'antica Roma. Rievocano i Valea Dacilor il periodo dacico. Sono in 19. Si distinguono per la particolarità dei loro costumi. Legate de aur, legate de neferoase, legate de cupru, legate de alamă, de plumb, etc. Și atunci, sigur că după cucerire, spre Roma au plecat 136 tone aur, 333 tone de argint. Ori tot ce vedeți dumneavoastră aici în construcțiile romane, peste construcțiile vechi, sunt realizate cu banii din Dacia. Deci, Traian a reușit din nou să crească economic sau să pune economia în valoare cu aurul dacic sau adus din Dacia în Roma. Sigur că el a terminat cu dacii, a plecat înspre Persia ca să ducă războaie cu persii, pentru că persii s-au răscoat împotriva lui. Nenorocul a făcut ca în anul 117, o trebuit fiind, a decedat. Ei, legat de evenimentele și de Traian, când Imperiul Roman a fost la apogeu, a fost cel mai mare ca suprafață, a reușit să revitalizeze economia. Ați văzut că pe stradă aici sunt trei statui. Începe cu Traian, Augustus și Nerva. Au fost cei trei mari împărați care au de trei ori a reușit să revitalizeze economii și nu numai civil și suprafață Imperiul Roman. Deci astăzi sărbătorile se leagă de evenimentele antice. În memoria întemeierii orașului Roma, în memoria războaielor purtate a împăraților romani, în memoria revitalizării economice a Imperiului Roman, astea sunt sărbătorile de azi. Bine, la fiecare persoană parte, practic la mine scutul are 7 kg,
platoșa cu piesa de sub are tot așa 7 kg, tot cu 4, se adună spre 20 și ceva de kilograme. Însă este greu dacă l-am ține ambele mâini în mână, însă pus pe corp, strâns bine, se distribuie altfel greutatea și nu îl simt. Îl simt, bineînțeles, seara sau mâine, poi mâine, dar astăzi pot să stau pe el o zi, nicio problemă, trebuie să fac paradă, demonstrație, luptă și așa mai departe, pentru că ne place și ne-am obișnuit. Și facem ceea ce ne place, e un hobby. Așa că trecem peste micile greutăți sau inconveniente, că e greu, că e comod. Chiar e făcut de mine, de noi, deci poate l-a făcut pe măsura mea și vine ca o mănușă. La urmare, nu îl simt că are 20 ceva de kilograme. Care aveți dumneavoastră, de unde o aveți? Ați făcut-o dumneavoastră sau? Da, am făcut-o eu. Tatăl meu are o colecție muzeală impresionantă în România. Are peste 15.000 de obiecte, are casă strămutată, are moară de apă strămutată. Eu trăiesc într-o zonă minieră, în munții Buseni. Dar în seara noastră, în plan de transmis dacilor de la Roma. Le transmite un sincer să iubiți România acolo unde sunteți. Eu știu că poporul nostru v-a scos din țară, v-a scos din România. Nu poporul, cei care au puterea v-au scos din țară. Însă eu sunt convins că România noastră nu vă scoate nimeni din suflet. Iubiți România în fiecare zi pentru că este a voastră și să fiți patrioți. Este un lucru foarte important și cred că este singurul lucru care ne-a mai rămas pe lângă credință. Cu sudoare și cu sânge noi am scris biografia mândrului neam getodacic și roman în România. N-am râvnit moșii străine, pe pământul nostru am stat și l-am presfințit cu sânge când dușmanii ne-au călcat. Dar l-au sfâșiat în vreme haitele de câini turbați, împărțindu-l cu felia, despărțind pe frați de frați. Unde-i astăzi Bucovina, cea din vremea lui Ștefan, și de ce slujesc Kremlinul cei din neam basarabean? Cât vom mai lăsa să treacă timpul sterb la întâmplare, până când vom fi cu toții între vechile hotare?